Piața agroalimentară din zona Deala municipiului Pașcani va fi închisă pentru câteva zile, începând de luni 23 mai până joi 26 mai inclusiv. Va fi făcută o curățenie generală și vor fi montate 48 de tarabe noi, pentru care administrația locală a plătit suma de 118.000 de lei. Comercianții au fost anunțați de măsurile care vor fi luate, iar cei care vând răsaduri au fost rugați să se mute în Piața Vale. Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Pașcani, Cristian Rățoi, în cadrul conferinței săptămânale de presă de joi 19 mai. Un alt aspect care vreau să-l aduc la cunoștința locuitorilor este faptul că de săptămâna viitoare Piața Deal, de luni până joi inclusiv, noi sperăm să dăm drumul miercuri, dar am pus până joi pentru a avea siguranța că terminăm toate lucrurile, va fi închisă. Am discutat cu toți comercianții din piață, cei care au grăsaturi și i-am rugat să meargă în Piața Vale, au acceptat, li s-a dat notificare, toți știu acest lucru și vom îndrepta unele nereguli de acolo și vom schimba tot ce înseamnă tarabele pentru producători și societăți comerciale. Tarabele care vor fi scoase din piața din deal vor fi reparate și igienizate și vor fi amplasate în piața din vale. Am verificat tarabele din Piața Vale, am văzut că sunt distruse și atunci, întrucât nu putem discuta despre Piața Vale, am cumpărat tarabe pentru Piața Deal, iar cele din Piața Deal le vom muta în Piața Vale, unde vom amenaja puțin și platoul de la intrarea în hală. De precizat este faptul că administrația locală din Pașcani se pregătește să modernizeze și serviciul de încasare din piețele agroalimentare. În acest sens au fost achiziționate două stații fixe pentru gestionarea datelor și câte 4 tablete și 4 imprimante portabile, precum și softurile necesare. Sistemul ar urma să fie implementat în câteva săptămâni de zile, astfel încât taxatorii să poată emite pe loc chitanțe fiscale pentru închirierea tarabelor sau a terenurilor, dar și pentru servicii. Scandal uriaș între Primăria Pașcani și CFR Călători. Municipalitatea a fost dată în judecată pentru anularea unei cărți funciare a administrației locale pentru câteva suprafețe de teren aflate în apropierea căii ferate. Este vorba despre rampa de încărcare-descărcare a vagoanelor de marfă, dar și alte terenuri din zona gării. CFR-ul susține că terenurile se află în zona de siguranță a căii ferate, iar conform prevederilor legale, nu pot fi folosite de administrația locală. De altă parte, primarul municipiului susține că CFR-ul nu ar avea dreptate. Edilul a prezentat această situație în cadrul conferinței săptămânale de presă. Din păcate, cei de la CFR ne-au dat în judecată pentru că ei consideră că, de fapt, ei ne-au dat în judecată pentru că vor să anuleze cartea noastră funciară de pe terenurile care sunt în proximitatea liniei de cale ferată, fără să facă dovada că ei sunt proprietari. Deci ei astăzi ne-au dat în judecată fără să motiveze de ce ne-au dat în judecată. Pentru că nu fac dovada proprietății, nici nu fac dovada interesului acolo. N-au niciun proiect, n-au nimic care să spună, domnule, noi vrem să facem ceva, dar suntem încurcați că n-avem teren. Am citit ieri, am avut o ședință pe subiectul ăsta, după care ne-am întors iarăși miercuri și am mai rediscutat dosarul ăla cu cei de la compartimentul juridic și patrimoniu și am citit cererea de chemare în judecată, ei nu fac decât să spună că cartea funciară pe care o avem noi nu este corectă. Fără să motiveze de ce ne dau în judecată, care este interesul. Iar noi am răspuns, pentru că am avut câteva termeni la acest proces, le-am spus, bun, dar care este motivația pentru care vreți să anulați acest lucru? Iar noi urmează în perioada următoare, fiindcă am avut o hotărâre judecătorească care a anulat un HCL de patrimoniu, să corectăm cartea funciară a terenului de la gară. Asta este o problemă internă a noastră. Adică noi am avut un document și trebuie să corectăm documentul ăla. Nu înțeleg ce treabă are CFR-ul acolo. Da?
Primarul Pășcănean a mai spus că și administrația locală va da în judecată CFR-ul și că vor fi deschise mai multe procese pentru intabularea terenului din apropierea căii ferate, din spatele oficiului poștal din zona Vale până la policlinica CFR. Pintilie susține că terenurile au fost însușite fără a fi făcută dovada proprietății. Dacă așa înțelege CFR-ul că trebuie să procedeze, atunci vom răspunde și noi în aceeași măsură. Deja sunt două, trei subiecte pe care vreau să-i dau și eu în judecată în calitate de UAT, eu vorbesc în numele municipiului, pentru că au intabulat și ei în mod abuziv alte suprafețe de teren. Sunt terenurile care sunt de la, din spate de la poștă, care merg către policlinica CFR de acolo. Am constatat, spre surprinderea noastră, că ei și-au făcut carte funciară acolo. Nu știu cum și-au făcut carte funciară, chiar și eu sunt curios să vedem ce documente au prezentat ca suport când s-a creat cartea funciară acolo, cum au demonstrat ei că sunt proprietari. Tot în aceste zile, primăria a fost dată în judecată și de societatea care se ocupă de modernizarea iluminatului stradal, Urbioled SRL. Reprezentanții primăriei au refuzat să explice care ar fi motivele, dar de pe portalul instanței reiese că societatea a solicitat intervenția judecătorilor pentru recuperarea unor sume de bani, cel mai probabil pentru lucrări sau servicii efectuate și neachitate. Cererea a fost depusă la Tribunalul Iași pe 5 aprilie, iar următorul termen este programat pe 25 mai. De asemenea, administrația locală a fost dată în judecată și de fostul director economic de la Societatea Locală de Salubritate, demis din funcție cu aproape 2 luni de zile, înainte de expirarea contractului de mandat. Daniel Filoș solicită repunerea în funcție sau angajarea, conform pregătirii profesionale și plata drepturilor salariale până la finalizarea contractului. Procesul a fost deschis pe 6 mai, iar primul termen este stabilit pe 2 iunie. Administrația locală din Ialoveni, oraș din Republica Moldova, cu care Pașcaniul este înfrățit din 2016, cere sprijin financiar municipalității pentru realizarea unei investiții. Printr-o adresă trimisă Consiliului Local Pașcani și primarului, frații de peste Prut cer un ajutor de 50.000 de euro pentru reabilitarea unor căi pietonale de pe strada Ștefan cel Mare din Ialoveni. Investiția totală se ridică la suma de aproape 3 milioane de lei, cu surse diferite de finanțare. Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, a motivat că efectele profunde ale crizelor economice prin care trece în perioada actuală Republica Moldova, cât și faptul că criza refugiaților de război a redirecționat o mare parte din veniturile locale către gestionarea situației excepționale, a dus la imposibilitatea acoperirii integrale a sumei asumate din bugetul local. Da, este vorba de un trotuar care leagă sensul teritoriu până la biserica Sfânta Paraschiva, care poartă și numele hramului orașului Ialoveni. Este centrul orașului. Noi anterior am avut relații foarte bune, de 10 de ani deja cu Pașcaniu, avem și Parcul Sfatul Țării, care a fost nu de asemenea de către domn primar și domn deputat. Deci la capitolul ăsta, pe aceea am considerat oportun ca să, dacă o să puteți să ne susțineți, pentru că situația este una precară, în special cu războiul care este la țară cu noi, cu Ucraina. Municipiul Pașcani a mai ajutat financiar și în trecut orașul Ialoveni în baza protocolului de înfrățire și colaborare între cele două localități. În 2019 a fost aprobat un ajutor de 10.000 de euro, iar prin primii ani de colaborare cu administrația pășcăneană au fost sprijiniți în construcția unei troițe și modernizări la intrarea în parcul central. Noi am primit anterior de la domnul Crăciunescu, anterior de lui a fost primar, mai apoi deputat, a fost susținut privire la construcția unui troiț, inclusiv și intrarea în parcul central al orașului Ialoveni, care poartă numele de Sfatul Țării. După cum știți, raionul Ialoveni a fost cei mai mulți reprezentanți în Sfatul Țării. Anul trecut sau cu 2 ani în urmă, dacă nu greșesc, am avut o susținere de asemenea cu trotuarul pe sectorul centru. Și acum am solicitat dacă este posibil ca orașele care suntem înfrățeți, deci deoarece noi suntem înfrățeți, să ne susțină la promovarea acestui proiect. Este un proiect de 3 milioane de lei, este un proiect care va ușura, în primul rând, deplasarea copiilor și se vor afla în siguranță.
De precizat este faptul că înfrățirea cu orașul de peste Prut, cu o populație de aproape 16.000 de locuitori, a avut loc în toamna anului 2016. Municipiul Pașcani mai este înfrățit cu orașul Fiel din Norvegia din anul 2008. Artiștii locali, soliști sau trupe din municipiul Pașcani care vor să urce pe scenă în cadrul zilelor municipiului ce vor avea loc în perioada 29-31 iulie sunt invitați să se înscrie pentru eveniment la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din oraș. Sunt două condiții pe care aceștia trebuie să le îndeplinească: vârsta minimă de 14 ani și să aibă un istoric muzical dovedit. În urma ședințelor Comisiei de Organizare a Zilelor Municipiului Pașcani, vă aducem la cunoștință că s-a hotărât ca ziua de vineri, 29 iulie 2022, să fie atribuită talentelor locale. Astfel, cei interesați să susțină un microrecital sunt rugați să depună un CV însoțit de o copie a cărții de identitate la sediul Casei de Cultură din Pașcani, de luni până vineri, între orele 9:30-12:00, sau la adresa de mail casadecultura.pascani@yahoo.com. Pot depune CV-urile soliști sau trupe din municipiul Pașcani care au împlinit vârsta de 14 ani și care au un istoric muzical dovedit, diplome care să ateste participări la festivaluri, concursuri, studii în domeniul muzical. Cei care fac parte din categoria talentelor locale se pot înscrie până la sfârșitul lunii mai. Data limită până la care se primesc aceste înscrieri, aș dori să menționez că este 30 mai, ora 12, urmând ca hotărârea de participare să se ia în cadrul comisiei. Vă așteptăm așadar să vă înscrieți, după cum spuneam, cu participare fizică, efectivă, deci aceste CV-uri se pot depune la Casa de Cultură sau pe adresa de e-mail menționată anterior. De precizat este faptul că în acest an zilele municipiului vor avea loc în perioada 29-31 iulie, iar spectacolele vor avea loc în piațeta din fața primăriei de pe strada Ștefan cel Mare. Locația și zona de tărabe a fost stabilită prin votul membrilor comisiei care organizează evenimentul. Așadar, spectacolele vor avea loc în piațeta din fața primăriei. Comercianții vor amplasa standurile pe strada Ștefan cel Mare, începând din zona parchetului și până la Casa de Cultură pe un singur sens de mers. Suma alocată din bugetul local pentru eveniment este de 350.000 de lei. De săptămâna viitoare încep înscrierile pentru cel mai important examen din viața unui licean, bacalaureatul, sesiunea iunie-iulie. Mai exact, în perioada 23-27 mai, elevii de clasa 12-a trebuie să completeze documentele tip de înscriere și să le depună la secretariatul școlilor. Prima probă din examenul de bac începe pe 6 iunie, iar calendarul acestora este următorul. Calendarul probelor la bacalaureat este următorul. În perioada 6-8 iunie este evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pe 8-9 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă. Pe 9-10 iunie, evaluarea competențelor digitale. Pe 13-15 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 20 iunie, limba și literatura română. Proba scrisă. Pe 21 iunie, proba obligatorie a profilului, proba scrisă. Pe 22 iunie, proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 23 iunie, limba și literatura maternă. Pe 27 iunie va fi afișarea rezultatelor la probele scrise până în ora 12, iar contestațiile se pot depune în aceeași zi până la ora 18. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii care au obținut în clasa 11-a sau a 12-a premii individuale la concursuri, olimpiade școlare internaționale și au fost recunoscute de către Ministerul Educației pot să solicite să echivaleze o anumită probă scrisă în funcție de disciplina unde
au obținut premiul și vor primi nota 10 pentru proba respectivă. Cei care au obținut o certificare cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice și care solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba C, trebuie să completeze pe lângă cererea de înscriere și o cerere de echivalare. Candidații mai au o șansă la BAC și în sesiunea din toamnă, care va avea loc în august-septembrie. Pericol public la blocul aflat în paragină de pe strada 1 decembrie 1918 din apropierea Pantei Mârțasca din municipiul Pașcani. Construcția neterminată de 10 de ani este adăpost improvizat pentru oamenii străzii, un focar de infecție și un loc în care se întâmplă tot felul de grozăvenii, reclamă locatarii din zonă. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștința administrației locale în conferința de presă de joi 19 mai. Primarul municipiului Marius Pintilie a spus că ruinele din zona au fost revendicate de CFR în urmă cu circa un an și că municipalitatea nu poate interveni. Mai mult, CFR a început demersurile pentru a scoate la vânzare blocul neterminat, în speranța că vor fi investitori interesați să finalizeze construcția. Acea clădire este proprietatea CFR-ului. Ei și-au făcut acte în ultimul an, dar nu cred că un an de zile de când au reușit să facă acte. Din câte am văzut eu, acum 2-3 săptămâni de zile au depus la primăria Pașcani o cerere pentru teren. Într-un fel sau în altul să intre și în proprietatea folosinței. Intenția lor este, din ce am discutat anul trecut când au început demersurile, să vândă acea proprietate cuiva și acolo să facă un bloc sau să continue, nu știu. Rămâne o chestiune privată. Deci, repet, acea construcție nu este proprietatea primăriei. Noi, în urma sesizărilor făcute, la fel cum și domnul Cristinel spune că acolo nu este o zonă tocmai curată și se întâmplă lucruri dubioase, am făcut somație către CFR, iar ei, în urma somației făcute de noi anul trecut, au început aceste demersuri pentru intrarea în normalitate cu documente de patrimoniu. În zonă este și o temelie abandonată unde sunt aruncate gunoaie de tot felul. În urmă cu câțiva ani se vehicula ideea ridicării unui bloc ANL în zonă, însă edilul a precizat că așa ceva nu este posibil. Este o atribuire făcută către ANL acolo, în vecii vecilor nu o să fac bloc ANL acolo, pentru că blocurile ANL se fac după niște tipare aprobate de ANL, nu se fac neapărat blocuri după tiparele gândite de cineva din anul 70. Terenul trebuie să fie liber pentru a fi predat către ANL. Ok. Tot domnul Cristinel spune că sunt minim 10 ani de când pun aceleași întrebări. Asta este situația de 30-40 de ani de când mă știu eu în zona Valea acolo. Sper într-un an de zile acolo să se igienizeze, iar CFR infrastructură în calitate de proprietar al blocului să facă curățenie. De precizat este faptul că blocul respectiv este de 10 de ani de zile în paragină. Construcția a fost începută de către cei de la SNCFR fiind în proprietatea lor. Din lipsă de fonduri, lucrările la bloc au fost oprite, iar de atunci zona a fost un loc de adăpost pentru oamenii străzii și subiectul a numeroase reclamații. Administrația locală din Pașcani face demersuri pentru obținerea de despăgubiri de la guvern pentru pagubele apărute de pe urma precipitațiilor abundente de la sfârșitul săptămânii trecute. În acest sens a fost trimis deja prefecturia și un raport cu zonele afectate. În total este vorba despre 3,1 km de străzi din suburbiile Gâștești, Sodomeni și Boșteni ale municipiului. Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Pașcani, Cristian Rățoi, în cadrul conferinței săptămânale de presă de joi 19 mai. În urma ploilor care au fost săptămâna trecută, s-a întocmit un raport operativ care a fost înaintat către comisia ceva, urma să fie alcătuită la nivelul prefecturii și s-au stabilit o serie de distrugeri, fapt pentru care nu am intervenit, tocmai pentru ca acea comisie să vină să constate la fața locului. E vorba de, în total, de
3,1 km de străzi afectate, cum ar fi strada Nuculeț, 1,2 km din Găștești, din Sodomeni, străzile de Alul Mare, Plevne, Izvoarele, Hăsnășeni, cu 1 km, străzile Toamnei, Norocului și Salcânului din Boșteni, cu aproximativ 1 km. Nu doar municipiul Pașcani a fost afectat în urma precipitațiilor abundente de vineri seara, probleme au fost semnalate și în Heleșteni, atât din cauza apei scurse de pe versanți, cât și din cauza grindinei. Și comuna Heleșteni, în data de 13 mai, vineri, a fost afectată destul de tare în urma inundațiilor de pe versanți, unde au adus aluviuni de pământ. Grindina, două sate, Hărmăneasa și Oborogeni. La nivel de comună am trimis raportul sâmbătă, iar acum în teren, astăzi, miercuri 18, este comisia locală care s-a deplasat în teren, la terenurile fermierilor afectate, și așteptăm în continuare comisia județeană stabilită prin ordinul prefectului să vină și în comuna noastră. Prefectul județului Iași, Bogdan Cojocaru, a precizat pentru BIT TV că a fost constituită o comisie de specialitate pentru constatarea și evaluarea pagubelor, care și-a început deja activitatea în data de 18 mai, iar verificările în teren vor fi efectuate până pe 25 mai, aceasta fiind alcătuită din reprezentanți de la mai multe instituții. Da, așa cum am putut observa cu toții, ploile din perioada 13 mai-14 mai au produs pagube pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județul nostru. În acest interval de timp, cantitatea maximă de precipitații a fost de 52,8 litri pe metru pătrat în localitatea Satul Nou din Schitul Duca, însă au fost și alte localități afectate, cum ar fi Alexandru Ion Cuza, Ciortești, Heleștenii, Patele, Mădârja, Coțeleni, Costești, Schitul Duca, Dolhești, dar și municipiul Pașcani. Comisia și-a început activitatea, ea este formată din reprezentanți din mai multe instituții, de la sistemul de gospodărire a apelor, sistemul hidrotehnic independent Pașcani, de la instituția prefectului, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția pentru Agricultura a județului Iași, Inspectoratul Județean pentru Construcții și Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași. Prin aceste activități se urmărește identificarea pagubelor din fiecare localitate, iar valoarea care va reieși în urma verificărilor comisiei va fi cuprinsă într-un proiect de hotărâre care va fi propus spre aprobare guvernului pentru a fi alocate fondurile necesare conform datelor. Verificările, așa cum spuneau, au început în data de 18 și se vor finaliza pe data de 25. Ne propunem ca prin aceste activități pe care le desfășurăm cu ajutorul Comisiei Mixte să putem identifica pagubele din fiecare localitate, iar în urma activității pe care o desfășoară Comisia va reieși și o valoare. Toate aceste date vor fi cuprinse într-un proiect de hotărâre, proiect pe care îl vom propune către guvern pentru alocarea fondurilor necesare conform datelor rezultate din verificările pe care le facem în teren. Menționăm că ploile din zilele de 13 și 14 mai au produs pagube pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județul Iași. În acest interval de timp, valoarea maximă a precipitațiilor a fost de peste 58 de litri pe metru pătrat și a fost înregistrată în localitatea Satul Nou din comuna Schitul Duca. Cantitatea de precipitații s-a înregistrat în doar 40 de minute.
Operațiunile financiare desfășurate de Societatea Pășcăneană de Salubritate pentru achiziționarea unui autobuz second-hand la o licitație care a avut loc în timp ce consilierii locali dezbăteau și aprobau un proiect de hotărâre în acest sens, vor fi cercetate de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Dosarul a ajuns inițial la DNA în urma unei sesizări făcute de consilierul local Sorin Olariu pentru abuz în serviciu și fraudă financiară. Au fost reclamați primarul Marius Pintilie pentru inițierea a 4 proiecte de hotărâre, reprezentanții societății și consilierii liberali din legislativul local. Procurorii anticorupție au ajuns la concluzia că nu ar fi vorba de fapte de abuz în serviciu, iar eventualele operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos ar fi de competența procurorilor de la parchetul Iași. Cele două cauze au fost disjunse, prima fiind clasată. Sesizarea a fost trimisă la sfârșitul lunii octombrie 2021, după ce în ședința legislativă local din 31 august a fost aprobată o hotărâre prin care Societatea Locală de Salubritate și Transport Public Local a participat la o licitație pentru achiziționarea unui autobuz second-hand. Dezbaterile și votul au avut loc chiar în timp ce licitația era în desfășurare. Consilierul Olariu susține că ar fi vorba despre un abuz planificat de cei în cauză, deoarece reprezentanții societății nu puteau participa la licitație fără acordul Consiliului Local, iar consilierii de la putere au votat proiectul propus de primar, deși știau că procedura de cumpărare a autobuzului era deja în desfășurare. Consilierul Pășcănean a precizat că nu este pentru prima dată când în legislativul local sunt aprobate hotărâri cu încălcarea prevederilor legale la inițiativa primarului și că prin această plângere încearcă stoparea abuzurilor. Am trimis către cei de la DIICOT Iași și cei de la DNA Iași plângere privind abuzul în serviciu a primarului municipiului Pașcani, a conducerii CLP Ecoserv și totodată această plângere se îndreaptă și către consilierii locali PNL și Pro-România care au votat fel de ilegalități din punctul meu de vedere. Asta rămâne să constate cei de la DIICOT și de la DNA. Dar eu am mai consultat mai mulți juriști și acestea au consimțit faptul că aceste fapte se constituie în zona abuzului în serviciu și în zona constituirii unui grup infracțional. Aceștia au votat în Consiliul Local participarea societății CLP cu salubritate la o licitație care era în desfășurare. Din punctul meu de vedere nu este legal și nu este posibil ca tu, Consiliul Local, să fii luat în derâdere, din punctul meu de vedere, de către o societate comercială și, până la urmă, și o societate comercială, e vorba și de primarul municipiului Pașcani, care este inițiatorul acestui proiect. Acum vom vedea rezultatul anchetei și sperăm să se facă lumină și pe viitor să nu se mai întâmple astfel de lucruri. În aceeași ședință, consilierii din opoziție au atras atenția că proiectul de hotărâre propus de edil nu poate fi aprobat în timp ce licitația este în desfășurare și a cerut juriștilor primăriei să nu avizeze de legalitate hotărârea aprobată doar cu votul majorității. Doar vreau să întreb pe domnul Sergio, când este licitația? La ora 12. Vreau să-l adresez întrebarea domnului primar să mă interpreteze ca fiind tendențioasă. În trecut, când erați administratorul unei societăți, un angajat avea voie să cheltuie banii societății fără să întrebe administratorul sau consiliul de administrator. Nu înțeleg cum v-ați înscris la această licitație de vreme ce nu aveți girul consiliului local. Ați particip la această licitație. Păi cum să participați, să vă înscriți la ea fără să vă întrebați consiliul de administrație, iar astăzi participați la o licitație ilegală pentru că nu aveți o hotărâre. Și asta cum, dacă se va da o hotărâre în consiliul local, hotărârea mai durează câteva zile până va produce efecte. La acea dată, primarul municipiului a refuzat să comenteze demersurile consilierului Sorin Olariu.
Semnal de alarmă în legătură cu plata burselor elevilor din școlile pășcănene pentru semestrul al doilea. În conturile unităților de învățământ au ajuns bani doar pentru ianuarie și o parte din februarie, iar pentru restul lunilor până la sfârșitul anului școlar, deocamdată nu sunt fonduri și nu sunt semnale că ar putea fi rezolvată această problemă până când elevii intră în vacanță. Situația este confirmată de directorii de școli. La Colegiul Național Mihail Sadoveanu sunt bani în conturi pentru plata burselor doar până la jumătatea lunii februarie. La Colegiul Sadoveanu sunt fonduri insuficiente pentru acoperirea de întreg semestrul pentru plata burselor. Avem disponibil pentru luna ianuarie și jumătate din februarie. Așteptăm suplimentări de fonduri și alte precizări de la Consiliul Local. În momentul când vom avea toată suma, o vom distribui elevilor. La fel și la Liceul Teoretic Miron Costin din zona Valea Municipiului, școala unde sunt cei mai mulți elevi bursieri. Ok. Bursele sunt un venit care se repartizează de către Ministerul Educației în baza ordinului de ministru aprobat. În general, sumele vin de două ori pe an, o sumă alocată pentru semestrul întâi și a doua sumă pentru semestrul al doilea. În liceul nostru deja sunt plătite pentru lunile aferente semestrului întâi până în decembrie, urmând să fie plătite când suma va fi completă și pentru celelalte luni. În acest moment există o sumă virată de către primăria Pașcani, sumă venită de la minister, sumă ce acoperă restul de plată pe semestrul întâi a lunii ianuarie și luna februarie. Și săptămâna aceasta vom încerca să finalizăm aceste plăți. Problema este confirmată și de conducerea Colegiului Tehnic CF Unirea de pe strada Ceferiștilor, dar și de alte unități de învățământ, atât din Pașcani, cât și din alte localități. Însă, dacă la unele școli, de exemplu în Hârlău, au fost achitate bursele până în februarie, atât cât a acoperit suma primită de la minister prin primărie, la Pașcani, abia din următoarele zile, elevii își vor primi banii pentru această perioadă. Asta deoarece școlile au fost înștiințate de municipalitate să mai aștepte pentru a primi suma suplimentară din bugetul local pentru majorarea burselor de merit cu câte 50 de lei, de la 200 la 250. Suma totală acordată școlilor este de 300.000 de lei. Rectificarea bugetară în acest sens a fost propusă în ședința din luna aprilie, însă proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. Procedura a fost reluată în ședința de pe 17 mai, de această dată cu succes. Astfel că școlile din Pașcani vor începe acordarea burselor atât cât sunt fonduri. Situația a fost adusă și în atenția Inspectoratului Școlar Județean Iași, care a precizat pentru BIT TV următoarele aspecte. Procedeul de stabilire a burselor include o estimare a bugetului realizată la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene. Pe baza acestui necesar estimat, la nivelul Ministerului Educației, Ministerul de Finanțe fundamentează bugetul prin legea bugetului de stat și apoi transmite fondurile către UAT-uri. Din datele pe care le avem, banii din bugetul alocat ajung pentru plata burselor pe ianuarie, februarie și parțial pentru luna martie. Urmează ca plățile să se facă eșalonat în funcție de banii care vin trimestrial. Bursele pot fi plătite elevilor lunar, dar și cumulat pe mai multe luni în funcție de sumele alocate. Menționăm că în școlile din Pașcani sunt circa 1700 de elevi bursieri, astfel Liceul Teoretic Miron Costin 659, Colegiul Național Mihail Sadoveanu 418, Colegiul Tehnic CF Unirea 106 burse, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga 102, Liceul Tehnologic Mihai Busuioc 131, iar la Școala Gimnazială Iordache Canta Cuzino 189. La școlile din suburbiile Gâștești și Lunca sunt 61,
respectiv 49. Fiecare bursă de merit va fi 250 de lei, cea socială 200 de lei, iar cea de studiu de 150 de lei. În unitățile de învățământ din Pașcani, plata burselor se face la sfârșitul fiecărui semestru, în timp ce la Hârlău plata acestora se face lunar. De precizat este faptul că un grup de parlamentari a inițiat în luna aprilie un proiect de lege pentru ca bursele pentru învățământul preuniversitar și universitar să fie plătite elevilor la o dată fixă, lunar și în avans până pe 25 a lunii anterioare celei pentru care se acordă. În expunerea de motive se propune această modalitate pentru a-i sprijini pe elevi și studenți la începutul anului școlar, respectiv universitar, și a le asigura minimele resurse financiare pentru a-și putea achiziționa cele necesare pentru a studia. Se propune ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023, timp până la care Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației vor informa autoritățile locale, instituțiile de învățământ și universitățile cu privire la noile termene de plată a burselor, precum și cu privire la efectele neexecutării la termen a obligațiilor. Deocamdată, propunerea legislativă se află la Camera Deputaților, Senatul fiind cameră decizională. Comisia Tehnică de Organizare a Circulației în municipiul Pașcani se va întruni într-o nouă ședință, vineri 27 mai, începând cu ora 10. Pe ordinea de zi sunt 5 puncte. Discuțiile vor începe cu analiza în vederea vizării a propunerii primarului Marius Pintilie de reglementarea circulației rutiere pe sensul unic în zona de ala municipiului Pașcani. De asemenea, vor fi dezbătute 3 petiții primite din partea cetățenilor, și anume o solicitare a locuitorilor din cartierul Aerodrom de pe stradă Calea Romanului pentru amplasarea de indicatoare reducere viteză pe străzile neasfaltate, o petiție pentru amplasarea limitatoare de viteză pe strada Ștefan cel Mare în zona trecerilor de pietoni și o solicitare de reglementare a circulației rutiere pe strada Crinilor, porțiunea de la Capelă până la intersecția cu strada Morilor și pe strada Gavril Gheorghiu. Ședința se va încheia cu punctul diverse. We'll be right back.